De șefii a statului. Mulți au glumit, alții au ironizat, alții chiar au, pe bune au vorbit. Dumneavoastră, la al treilea mandat, niciodată nu v-ați gândit serios pentru anul viitor de președinte la Republicii Moldova? Tata, în seara aceasta ai niște întrebări de astea. Nu le numesc eu urât, dar tot spun civilizat, întrebări cheie. Eu nu cred că e cadru și cazul. Eu mi-am amintit, pur și simplu, vorbeam de ce a spus actualul președinte. Bravo, memoria dumneavoastră e super. Eu doresc să fie parcurs încă și mai bun. Da, dar nu e cazul că eu astăzi vorbesc despre aceasta. Dați-le luăm toate la rând. Dați formăm un guvern normal. Dați ne pornim, dați facem și o treabă. Ca să formăm o să vină timpul, la timpul respectiv, o să ajungem și la aceste probleme.